Salutare și bine ați revenit pe acest canal. Astăzi am un look ușor bronzy, ușor glowy și asta pentru că testez un produs. Am filmat mai devreme un video cu produsul respectiv pe TikTok și urmează să-l filmez și aici împreună cu voi pe YouTube, însă am vrut cumva, dacă tot l-am testat pentru TikTok, să-l testez în continuare și să văd exact dacă e ok produsul, dacă nu. Așa că sunt ușor glowy și brațele îmi sunt albe pentru că, hei, îmi place să stau la soare. Și astăzi vreau să descoperim împreună cu tine look fantastic de luna aceasta. Înainte să încep, trebuie să vă spun că sunt foarte fericită pentru produsele pe care le conține în interior. Ură la mână, pentru că în sfârșit, cred că țineți minte că vă spuneam, când au schimbat cutiile acelea în care veneau în fiecare lună, erau niște cutii foarte frumoase, ziceam că nu mă deranjează neapărat faptul că au fost schimbate cutiile respective, chiar nu mi se pare ok că deja aveam atât de multe încât nu mai știam ce să fac cu ele, însă cumva speram că odată la ceva timp să mai primim și niște chestiuțe din acestea. O borsetă sau ceva ca să fie mai drăguțe și un pic mai interesante. Iar luna aceasta am primit-o pe aceasta și mi se pare foarte faină pentru că tot vine perioada concediilor și sunt sigură că mulți dintre voi o să vreți să mergeți în concediu, la mare, la munte, la unde vreți voi. Iar o getuță din aceasta vine foarte bine pentru că este și transparentă, se vede ce este în interior. Dacă mergeți cu avionul puteți pune produsele în interior și nu aveți niciun fel de problemă. Dar acum hai să descoperim și ce este în interior și să știți că pe ten, singurul produs pe care l-am astăzi, este acela pe care l-am testat, iar la ochi m-am dat cu foarte puțină mascara, nici măcar sprâncenele nu mi le-am făcut, pentru că am vrut să le las așa naturale și să văd exact cum stă treaba. Încerc să le, cum să zic eu, să le accept așa cum sunt. În ultima perioadă am avut câteva zile destul de încărcate și n-am avut atât de mult timp să stau, să mă machiez și așa mai departe și m-am gândit că e foarte ok așa să mă duc un pic mai pe natural și să văd cum mi se pare și cum pot integra în stilul meu de viață. Și acum hai să vedem. În primul rând, mă bucur foarte mult că în cutia de luna aceasta au gândit-o cumva, sau produsele din cutia de luna aceasta le-au gândit cumva, cu soarele în minte și cu vremea frumoasă, pentru că sunt niște produse care se potrivesc foarte bine cu vremea care urmează. Avem în primul și în primul rând un sprunchy din acesta de la Invisibubble și îmi place mult culoarea. Și dacă ați văzut haul-ul din Madrid, ați văzut că am o geantă și mi-am luat și un tricou foarte asemănătoare. Iar acesta prins în păr o să fie perfect pentru temperaturile care urmează. Mi se pare foarte simpatic și materialul și culoarea, așa că abia aștept să îl folosesc. După aceea, tot cu gândul la vară, avem un balsam de buze de la brandul Ultrasan, care are și SPF, cât era SPF 30, Lip Protection and Care, și așa arată. Sincer, n-am mai testat nimic de la brandul acesta, nici măcar nu știu exact cine sunt sau cum sunt, însă abia aștept. După aceea, un alt produs de care sunt foarte încântată, pentru că încep să-mi placă din ce în ce mai mult produsele acestea de la Elemis. Nu am testat eu foarte multe, vreo 2-3 și tot așa din cutiile acestea look fantastic, însă mi se par foarte mișto. Avem de această dată un toner cu ginseng rehidratant. Are 50 de ml, așa arată. Mi se pare foarte simpatic de luat în călătorii, însă, atenție, nu știu dacă și acesta face la fel, însă celălalt, am mai avut un toner tot așa de la ei într-un ambalaj din acesta pe care l-am luat cu mine în călătorii și cumva s-a strâns mai tare ambalajul și mi-a curs pe lângă. N-a fost nimic grav, însă să țineți cont de asta, special când călătoriți cu avionul. La mașină nu e așa o tragedie că poți să-l pui într-un fel că se stea în picioare. Dar la avion e un pic mai tricky și mai complicat. După aceea, un alt produs foarte mișto. La acesta recunosc că îmi place în primul și în primul rând ambalajul, pentru că este mic, este simpatic și e așa, nu știu, zici că e ceva în miniatură de copii. Este vorba despre Brazilian Bum Bum Cream. Cred că știe toată lumea, Sol de Janeiro. Cred că știe toată lumea brandul acesta. Știu că în ultima perioadă au scos mai multe game. Eu recunosc că nu l-am folosit. Știu că mai am pe undeva, dar la un moment dat am căutat și nu știu unde am pus. Tot așa am primit de undeva un mostră, un tester, un ceva, dar nu mai știu unde l-am pus. Acesta are 25 de ml și
Dacă tot nu știu unde l-am pus pe celălalt, zic să îl deschidem pe acesta. Ce vrem miroase? Miroase a ceva vanilinat, o cocos. Ceva combinație din aceasta, însă miroase foarte bine și abia aștept să îl testez după ce termin de filmat. O să mă și duc să îl aplic pe piele să văd și eu exact cum este. Dar până atunci, stați așa să-l aplic pe mână să văd și eu cum stă treaba cu ăsta, pentru că mi se pare atât de renumit. Pe mine mă interesează în momentul în care am un produs pentru corp. Se intre foarte repede în piele, pentru că nu-mi place să stau mult până să intre în piele și acesta chiar intră foarte repede. Doamne, ce bine miroase! Și ultimele două produse sunt două produse pentru păr, care tot așa mi se par foarte mișto, interesante și drăguțe, pentru că cred că anul trecut am mai primit tot așa un set de șampon și balsam, nu mai știu exact de la ce brand, pe care le-am folosit, iar ambalajele le-am reutilizat și le reutilizez în momentul în care mă duc în călătorie, în sticla de șampon, pun șampon, în sticla de balsam, pun balsam și nu mai trebuie să stau și să le etichetez eu separat. Acestea sunt de la brandul Maui Moisture Care, sunt niște produse pentru părul uscat. Părul meu nu este uscat, dar totuși vreau să le testez pentru că sunt foarte curioasă de ele. O să le testez odată, dacă nu sunt ce trebuie sau nu sunt potrivite pentru părul meu, atunci cel mai probabil am să le dau mamei mele pentru că e are un păr uscat. Sunt cu lapte de cocos, hidratează, hrănește și ajută părul uscat. Conține unt de mango, extract de guava și lapte de cocos. Nu știu ce să vă zic de produsele acestea pentru că nu le cunosc. Din câte văd, brandul este din UK. Mie îmi plac foarte mult ambalajele, mi se par așa simpatice și drăguțe și micuțe. Au câte 100 de mililitri fiecare și am un fir de păr pe undeva care mă gâdilă. Au câte 100 de mililitri fiecare și sunt foarte bune și de luat în călătorii. Și pentru cei care nu știți, în Cluj, din câte știu eu, Clujul, în momentul de față, este singurul aeroport unde nu mai e nevoie să mai scoți absolut nimic din bagaj. Este ceva scanner foarte super mega high-tech și așa mai departe. Și pe lângă asta, tot în Cluj nu se mai ține cont de gramajul ambalajelor. Știu asta pentru că atunci când am plecat la Napoli, am avut o întârziere de, nu știu cum am povestit, am avut o întârziere de 5 ore și ceva. Și în momentul în care ne-am dus la aeroport și am făcut check-in-ul la bagaj, pentru că check-in-ul nostru l-aveam făcut, ne-au zis că putem primi câte o sticlă de apă și un sandwich, chestii nesemnificative, dar aia e. Și asta a fost în momentul în care am făcut check-in-ul, nu după ce am trecut de verificarea de bagaj. Și le-am zis, ok, dar cum trec cu ele, că e apă, e 500 de mililitri. Și atunci ne-au zis că nu se mai ține cont de acest lucru, așa că dacă plecați din Cluj sau veniți spre Cluj și plecați după aceea, să știți că nu mai este nevoie. Din păcate, din câte știu eu sau din câte ne-au zis cei de la aeroport, în momentul de față Clujul este singurul la acest capitol, însă sper în curând să fie și altele, tot așa ca să putem să călătorim un pic mai ușor. Dar până atunci, hai să continuăm. Și nu în ultimul rând avem acest cartonaș, iar aici avem codul de bare pe care îl putem scana și să descoperim revista. Iar luna viitoare, din ce am văzut, am ce bine miroase Bambam Cream ăsta. Îmi place foarte mult. Luna viitoare, din ce am văzut, o să fie un produs de la NARS și anume un blush. Cred că este o variantă mini, mai mică decât mini. Era ceva de deluxe size și cred că este cea mai vândută nuanță lor și anume NARS Orgasm Blush. Dar până atunci eu abia aștept să mă bucur de produsele acestea și asta să vedem cum este balsamul acesta de buză, pentru că sunt foarte curioasă. Nu că n-aș avea suficient de balsamul de buză, dar e ok. Încă unul în plus, nu strică. Nu miroase sau nu simt eu, pentru că toată mâna mea miroase a Brazilian Bama Cream și are așa o consistență cumva parcă ar fi un fel de vazelină, ceva foarte cremos. Nu-l pun acum pe buze pentru că am balsam de fapt un gloss. Am glossul de la Fenty pe buze, însă
data viitoare îl testăm. Și cred că în clipul de miercuri, clipul acesta intră luni, și în clipul de miercuri o să vedeți exact produsul minune pe care l-am folosit astăzi și care trebuie să recunosc că îmi place foarte mult, deși nu are acoperire. Mi se pare că uniformizează drăguț tenul, îi oferă așa un glow strălucitor sănătos. Nu încarcă deloc, eu l-am de mai bine de o jumătate de oră și în general dacă un produs nu îmi face mie bine, atunci îmi dau seama în timpul acesta, dar acesta mi se pare foarte ok, nu i-am făcut absolut nimic, deci am aplicat produsul și atât, n-am pus pudră, n-am pus nimic pentru că sunt foarte curioasă de el, însă dacă este la fel de bun și rezistă la fel de bine, o să fie produsul vedetă pentru mine vara aceasta și sunt sigură că și pentru mulți dintre voi și pentru clientele mele, care totdeauna am zis că n-au chef de fond de ten, dar totuși ar vrea ceva lejer. Așa că, dacă vreți să vedeți despre ce este vorba, reveniți miercuri la ora 20, desigur că a intrat și numele, că am uitat să pun telefonul pe silențios, ca să testăm împreună din nou produsul minune și atunci o să pot să vă zic și pe parcursul zilei cum rezistă, pentru că l-am aplicat acum, l-am aplicat undeva pe la 12:30, acum este ora 1 în momentul în care filmez, și astăzi o să rămân așa machiată, nu mai aplic absolut nimic pe ten, rămân așa, o să mă duc la plimbare, mai târziu mai am de editat, mai am de filmat, de pregătit, așa că o să fie ziua mea obișnuită în momentul în care lucrez de acasă și pregătesc materiale pentru voi și să nu uităm și de cafeluță. Așa că, miercuri, ne vedem cu un nou video și cu acest produs minune care mi se pare că oferă un glow foarte drăguț tenului, chiar și tenului meu gras, care are glow de la mama natură. Dar da, sunt foarte bucuroasă de cutia de luna aceasta, foarte încântată, abia aștept să folosesc produsele și în special să folosesc pe asta, eu aș fi drăguță la și cu verdele de pe mine. Iar noi ne vedem miercuri cu videoul promis cu această minunăție de produs de pe tine. Să fiți o zi minunată!